Peste 3300 de elevi de clasa 8 au trecut astăzi prin ultimul hop al examenului final. Dacă la română au ieșit sigur că au făcut tot de data aceasta, se pare că subiectele au fost mult mai solicitante. Nu au dat bătăi de cap așa cum mulți se așteptau problemele de la geometrie, ci unele subiecte de algebră. Cum a fost? Cât de cât greu. La ce ți-a fost greu? La subiectul 3. Ce ai făcut? Nu știu, să vedem. La ce notă te aștepți? La 8. A fost ușoare. La ce notă te aștepți? La una destul de bună. Subiectele au fost medii, deci puteau să fie făcute de toată lumea și subiectul întâi și al doilea au fost extrem de simple. Cu siguranță, în maxim o oră se făceau. Profesorii susțin că subiectele au avut un nivel de dificultate mediu, iar elevii de 10 pot obține note mari cu ușurință. Mai dificil a fost pentru ceilalți. Subiectele au fost parcă un pic mai dificile, un pic trebuia să elaborăm rezolvările, adică nu doar bazate pe calcul. Au fost mult mai dificile decât se așteptau copiii? Acum depinde de copil. La subiectele astea se poate lua 10 fără probleme. Mai greu au fost, cred că pentru copiii care sunt undeva la 7. Părinții au fost și care au așteptat cu emoții să afle subiectele, dar cei mai mulți sunt încrezători în cunoștințele copiilor, mai ales că s-au pregătit foarte bine. Se descurcă destul de bine la matematică, așa că n-a repetat foarte mult. La ce notă vă așteptați? Eu zic un minim de 9, dar vom vedea până în final, pentru că, într-adevăr, la română, copilul fiind mai superficial, nici n-a citit foarte bine subiectele. De astăzi, la matematică, mai dificil? Eu zic că nu, după cum a fost meditat și de domnul profesor Năsui, eu zic că e bine. La ce notă se așteaptă? 8. Cei care optează pentru liceele bune au emoții mult mai mari, asta ținând cont de competiția acerbă de la unele profile. Cei care vor să ocupe un loc la Minulescu, Greceanu sau Mihai Viteazu sunt conștienți că emoțiile nu s-au încheiat. La ce liceu vrea să meargă? El a fost transferat aici de la Radu Greceanu, eu aș fi preferat să meargă tot acolo, dar vom vedea, el spune de Nicolae Titulescu. Și la ce liceu te duci? Liceul Greceanu. La Minulescu. La ce profil? Științele naturii. Evaluarea națională se desfășoară într-o singură sesiune, iar media obținută are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere la liceu. Primele rezultate vor fi afișate pe 19 iunie, urmând ca pe 23 să se afișeze rezultatele finale. În 2017, la nivelul județului Olt, la evaluarea națională, s-a înregistrat o promovabilitate de 78,92%.